Nu mai este un secret pentru nimeni că Lidia Buble are un nou iubit. Vedeta încearcă să fie cât se poate de discretă cu relația sa și se cam joacă cu emoțiile fanilor, mai ales că se postează în fel și fel de ipostaze cu bărbatul care a cucerit-o, însă nu a oferit nici măcar un detaliu despre el până în acest moment. Ei bine, acum misterul s-a elucidat, căci vedeta noastră s-a cam dat singură de gol chiar pe Instagram, deși nu și-a dorit acest lucru. Recent, Lidia Buble a arătat tuturor imagini din vacanța sa în Ibiza. Astfel, fanii artistei au putut observa cine îi lasă comentarii și aprecieri. Cel care a reacționat rapid prin comentarii și like-uri se numește Hârlis Besera. Bărbatul este un celebru actor de origine cubaneză, cunoscut pentru rolul unui polițist în serialul spaniol Vis-a-vis de pe Netflix. Frumoasă este comentariul pe care bărbatul l-a lăsat pe Instagram cântăreței. Mai mult decât atât, pe rețelele de socializare, cei doi au publicat fotografii din același loc. Hârlis Besera s-a născut pe 11 iunie 1984 în Cuba. Presupusul iubit al Lidiei Buble este un bărbat înalt și musculos, acesta având o înălțime de 1,82 m. Actorul este cunoscut pentru aparițiile sale în producții precum Vis-a-vis, Rețeaua cubaneză și A opta victimă.